Bun găsit! Astăzi vă oferim câteva soluții cu ajutorul cărora să aveți o minte frumoasă. Vedem cum facem să ajungem la un astfel de nivel și cum facem diferența între o simplă depresie și o boală psihică. Psihologul Cezar Giosan ne ajută și să ne dăm seama, popular vorbind, dacă suntem sau nu sănătoși la cap. Ce înseamnă de fapt o minte frumoasă? O minte frumoasă, la acest concept? Beautiful mind înseamnă o minte adaptată, da? O minte care poate face față provocărilor normale din societate, de la job, de exemplu, din familie, de ce nu. Din ceea ce privește o minte frumoasă sau o minte sănătoasă, ca să spun așa, aici, în mod evident, trebuie să vorbim de sănătate mentală. Ce înseamnă să fii sănătos mental? Pe înțelesul tuturor, a fi sănătos mental înseamnă, exact cum am spus înainte, înseamnă a avea puterea să te adaptezi provocărilor dintr-o societate, ca să spun așa, normală. Asta înseamnă să nu o luăm razna, efectiv, atunci când greutățile vin peste noi. Exact. Și cum facem totuși diferența între a merge la un psiholog sau la psihiatrie? Pentru că lumea confundă un pic acești termeni. Da, psihiatru este medic, psihologul este psiholog, practic. Okay. Ne ducem la psiholog în momentul în care suntem conștienți că avem o problemă mentală. De obicei, lumea care conștientizează că are o problemă mentală merge la psiholog. La psihiatru, de obicei, ajung cazurile foarte grave, așa numitele psihoze, de exemplu, schizofrenie, da? Persoanele cu delir. Ce înseamnă asta? Înseamnă, de multe ori, cel puțin în fazele acute ale schizofreniei, de exemplu, înseamnă că oamenii nu au conștiința faptului că sunt bolnavi. Ei aud voci, văd tot felul de chestii care nu există și cred că sunt reale și atunci, de fapt, familia cumva îi duce la psihiatru. Marea majoritate a cazurilor când o persoană se duce la psiholog, persoana respectivă este conștientă de faptul că are o problemă. Mi-e foarte frică de examen, de exemplu. Deci mergi tu pentru că îți dorești, da, și pentru că îți dai seama că ai o problemă. De exemplu, în adicții. Știu că am o problemă cu alcoolul. Știu că am problema asta. Deci există acest awareness, această conștiință a faptului că am o problemă și vreau ajutor, practic. Și de ce totuși sunt asociate aceste boli mentale cu nebunia? E o chestie culturală. În România, nebunia, practic, este asociată probabil cu ceea ce am denumit înainte psihoză, deci oameni care, mă rog, au halucinații, de exemplu, auditive, și vizuale. Și care sunt diferiți față de toți ceilalți. Și care sunt, în mod evident, diferiți față de restul. Până cât acum, la sută din cât la sută suferă de boli mentale, exact, în general? Da. În România sau în lume? În România. În România. Depresia, probabil, în România este în jur de poate 8%, 9%, depresia punctuală, într-un anumit moment din timp. Anxietatea probabil între 10% și 20%. Da. Și care ar fi și impactul negativ al bolilor mentale? Este uriaș. Depresia este cea mai costisitoare afecțiune medicală. Practic costă 150 de miliarde de euro pe an în Uniunea Europeană, costă în jur de 100 de miliarde de dolari pe an în Statele Unite. Dar de ce costă așa mult? Că asta e întrebarea importantă. Tratamentul în sine nu e așa scump. Medicația nu este așa de scumpă. Psihoterapia nici ea nu e așa scumpă. Adică e destul de scump să te duci. Costurile indirecte sunt imense. Ai energie mai coborâtă și productivitatea se duce în jos. Practic, se duce productivitatea în jos, societatea pierde. Sau organizația în care ești. Vorbim de corporatiști, de exemplu. Și când vorbim totuși despre copii, copiii pot suferi boli mentale? Absolut. Pot suferi boli mentale și, într-adevăr, din multe motive. Odată sunt cauze genetice, în mod evident. Un alt motiv este faptul că sunt sub foarte mare presiune la școală. Noi, ca specie, nu suntem obișnuiți să stăm 8 ore, 9 ore pe zi într-un mediu cumva steril, într-un mediu cumva artificial, la școală, să ne concentrăm la niște lucruri abstracte, filozofie, matematică. Noi, ca specie, am stat în natură. Suicidul este destul de prevalent în rândul adolescenților, în țările dezvoltate. De fapt, este a doua cauză de mortalitate la oamenii tineri în Statele Unite ale Americii. A doua cauză. Prima cauză fiind accidentele de mașină. Sunt niște statistici, aș spune, înspăimântătoare. Da, a doua cauză de mortalitate, suicidul. Și contează totuși și ce văd acasă. Aici, iarăși, sunt foarte multe teorii. Dacă un copil este diagnosticat cu o anumită tulburare
înseamnă asta că el imită comportamentul părinților, sau înseamnă că e o chestie genetică, sau e o combinație între astea două. Aici e o discuție foarte, foarte, foarte interesantă și ne-ar lua probabil un an ca să terminăm. Foarte multă cercetare, foarte multe cercetări se fac pe tema asta, să vedem cât anume este genetic și cât anume este din cauza mediului. Mulțumim mult pentru aceste informații. Cu mare plăcere. Ne revedem și luni, numai cu gânduri bune.